O pensionară din Târgu Jiu s-a trezit cu datorii la bancă după ce a dat cardul unei cunoștințe să-i facă cumpărăturile. Femeia are acum de achitat rate restante și a rămas și fără banii din cont. Prejudiciul 20.000 de lei. La data de 11 mai anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de o femeie de 67 de ani din localitatea Ursați despre faptul că în cursul anului 2020 i-ar fi mânat cardul bancar unei femei în vârstă de 44 de ani din Comuna Dănești pentru a-i efectua unele cumpărături și a achita ratele la un împrumut, iar în luna aprilie 2021 a primit înștiințare de la o bancă despre faptul că nu și-ar fi achitat ratele. Ulterior, după ce a verificat soldul, femeia a constatat faptul că nu mai are niciun ban în cont, fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 20.000 de lei. În cauză s-a întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.